Aici la 102. Am ajuns la obiectiv. Suntem pe poziție. Așteptăm pe scărușii deocamdată. Echipajele de pe traseu au confirmat camioanele în drum spre obiectiv. Suntem în grafic. Terminat. Măi, trătine. I-am mutat asta de aici. Să-mi fac loc. Ia, dă voie, mamă. Uite, tati, poți și ei. La asta sunt toate întregi? Ce faci, papuci mie? Nu, păi dacă unul e acolo, poate al doilea e sub canapea. Nu, asta. Hai, mamă. Vezi că lasă o oleu deoparte, poți să le și ei. De fapt, cred că toate astea poți să le strângi pe ce le filmezi. Măi, mamă, te ce jos de acolo, hai, te ce jos. Lasă becul. Stai că minte. Așa, am fost la Aldi, am zis că am luat un cucar de ouă. Chipsuri, beluțe cu cașcaval. Cafea, alte cafea. Chipsuri. La cutie. Mai aprinde becul, măi. Mini tarte dintre astea cu... Au ei o compoziție care o fac de Crăciun, e foarte bună. Două cutii cu drojdie. O pâine. Tortă dulce cu glazură de ciocolată. Prune dintre astea rotunde. Omega fish fingers. Mama, aprinde becul, te rog frumos. Mami, mă superi. Ăsta doar fingers, mi dai grea așa. Lipi. Mary. Batoane de... Ăsta sunt napolitane cu caramel și glazuri de ciocolată. Iaurturi cu cocos și vanilie. Ciocolată cu alunie. Mami, aprinde becul, te rog frumos. Mama, nu mă supăra. Încă una cu stafidi și alune de slice. O brânză. French braai. Brânză franțuzească. Nu știu cum sunt cheltuiți cumpărături. Dă-te-l jos după canapea. Mami, gata, că sunt 12 cumpărături. Mă superi. Niște carduri pentru... Crăciun, adică felicitări de la micuțul. Rice pudding, pudingă de orez, o să le pun în lapte, altă pungă de chipsuri, eclerii, nu, wow, asta da mi-e poftă de ceva dulce acum și vreau ecler, onion rings, niște roșii, grisinile astea cu brânză. Dă-te jos, mami, te rog frumos, dă-te jos că le zdrăvești. Te rog frumos. Salam. O șuncă prăsată. O salam. Niște chorizo. Rulor de ciocolată. Batoane cu... un cu de cocos, stafidi, niște paracetamol, mai era o cutie rămasă în mașină, morcov, am mai rămas în mașină și un de bomboane, niște labete și o soluție de geamul, ceapă, peri, mandarini, clementini, ce or mai fi. Cartofi dulci, dulci, doamne, cartofi roșii, vorbesc cu stii. Așa, alte pungă de meri. Asta parcă sunt mai mari. Ai la două tipuri de meri? Da. Apoi un compo de ananas, o cutie de ibuprofen, niște dintre astea, domnului, le-ai luat pe drum, că s-a îngăzunat. Un pate, un mix, un compot mixt,
Nu, castraveti. Păi nici mai erau punguții de asta, nu? După nici într-o alea. Încă un pateu, două cutii de cremă de brânză. Lapte condensat. Încă un orez budincă. Și niște pulpi de pui. Unde am pus bonul, tata? Deci cu l-am scos din geacă. Aici ai bonul. Dam, unde ești? 54 și 38. Mila lui Dumnezeu. Ia, mamă. Ce faci, Bernone, mă ții cu mâna întinsă? Hei, tocmai ce-am pregătit puiul în crispy. Vreau să fac astăzi noodles cu pui dulce acrișor. Ce am pe aici niște firmituri. Mă pot să fac și continuarea, vă arăt la urmă cum iese. Thank you.
cu pâinica. Hai să-ți arăt. Păi trebuie să par cu pâinica, uite. Uite-l-ai, mami, uite-l-ai. Bravo, mami. Bravo, vezi că l-ai găsit gălbenușul? Lui îi place doar gălbenușul de la ou. Și nu-l găsea. S-a păsat cu pâinea pe el, dar nu l-a spart. Iar aici micul meu dejun pe ziua de astăzi. Am trei feluri de salam, niște șuncă de acasă, de la părinți, clar. Niște caș, tot trimis de ei. Este de la Oru, de cașul, nu au ei. Aici două feluri de brânză franțuzească, un ou și o franzelă dintre asta micuț pe care am copt-o acum la air fryer. Iar piticul, papă singur el, gălbenuș. Înainte îi dădeam noi, dar acum vrea singur și eu mă bucur. Bravo! Hai, pune! Bravo! Eu am pus în pachete scadourile pentru Secret Santa. Nu știu când o să postez, nu știu dacă o să postez în vlogul de săptămâna asta sau în celălalt. De săptămâna următoare o să văd eu când, dar am zis oricum să vă arăt ce am luat per total acum că am strâns toate cadourile la oaltă și mă pun să le împachetez. Am aici un ren cu sortiment de ciocolățele, moșulețe, globulețe de ciocolată și așa mai departe. Aici am un tren pentru Cristian, cred că vi l-am arătat, probabil nu mai știu. Este un tren pe baterii cu traseu, cu, da, în fine, o să-l punem în funcțiune, probabil, de Crăciun, o să vedeți atunci despre el. Nu mai stau acum să povestesc despre el, pentru că nu mă simt prea bine, sunt încărăcită și chiar nu mă simt deloc bine. Este de la 3 ani plus. Cristian are și 2 ani și jumătate, sper că e ok, sper să nu-l dezmembreze tot. O să vedem cum el dezmembrează toate jucăriile. Apoi am aici... dintre asta de ambalat este chestia asta pe care să scrie te felicitare, ceva să scrie pentru cine cadou, probabil o urare, are ciolofan, sper să fie ciolofan de învelit și are și chestii dintre asta de pus în coș. Eu am luat astea cu intenția de a pune franjurile ăștia în coș și am luat să organizez să amenajez un cadou ăla drăguț. Eu să scot eu restul de aici. Deci, am luat așa, pentru managera cea mare și pentru Secret Santa, pentru cine o să trebuiască să-l prind eu pentru Secret Santa, am luat câte un coș la fiecare, sunt ambele femei, deci o să ofer ceva mai de femei. Am aici bonul, am luat așa, câte o cană dintre asta de Crăciun, câte o ciocolată caldă, câte o pungă dintre asta de marshmallows, niște Kinder Bueno pe care o să îl împart la ambele, câte un de-asta, baton de-asta de ciocolată, la fel și cealaltă cană, sunt toate la fel, pentru că nu vreau să superi, mai ales că ele sunt prieteni și nu vreau să iasă discuții. Și am mai luat batonașele astea, tip ciubucuri, cum eu numeam noi în România când eram copii, nu știu cum să mai numesc, sincer. O să desfac cutia și o să pun în ambele coșuri. Am mai luat aici niște felicitări, mini felicitări. O să văd dacă folosești dintre astea. Mai am oricum ciolofan. Am și hârtie din pachetat.
Și da, astea vreau să vină puse în coș și apoi învelit coșul. Sper să fie suficient celofanul ăla, dacă nu oricum mai am. Dar nu găsesc restul de decorațiuni, pentru că aveam tot felul de chestii, șnururi de alea de legat, lucioase, frumoase, colorate. Nu le găsesc, nu știu unde sunt. Da, și am uitat, de al treilea cadou pentru Secret Santa. Aici am zgălit acum pentru că nu vreau să vadă prețul, că am încercat să-l dezlipesc și nu merge. Sunt ciorapi ăștia. Deci colega mea iubește ciorapii cu tot felul de chestii pe ei. Are cu mango, cu avocado, cu gogoș, cu gingerbread, cu whatever. Și am căutat foarte mult ciorapi între ăștia. Deci era Tiki Maxul plin și la femei și la bărbați de ciorapi cu tot felul de chestii între astea. Dar în principal erau de Crăciun. Și am zis, băi, nu iau de Crăciun pentru că o să-i poarte o lună pe an și atât. O să iau cu ceva ce n-am văzut că ea are. Din păcate, nu i-am găsit o calitate a materialului prea bună. Asta m-a supărat, dar nu am avut timpul necesar să mă duc în alte magazine și să caut așa că m-am mulțumit cu ce am găsit. Eu sper totuși să-i placă. Ce e? Și pasărea colibri, cred? O pereche pe gri, așa. O pereche pe negru. Dar să văd eu dacă pot să vă arăt. Cred că cei pe negru au fluturi. O, așa. Nu pot să vă arăt. Sunt fluturași, dar nu pot să vă arăt. Iar perechea pe roz e cu niște inimioare, în flăcări și chestii dintre astea. Ups, am rupt un pic ambalajul. Sunt niște inimioare în flăcări, ceva de genul. Sper acum să-i placă ăștia, nu. Ce să zic, nu i-am găsit chiar ce vroiam, dar na. Am găsit doar ață dintre asta, sfoară. Oricum e verde, e tot de Crăciun, deci o să folosesc pasta. Și hai să începem. Iau un coș în care pun astea.
Așa, și ați văzut aici un pachetat trenul cu ciocolățelii în formă de bomboană. Aici am împachetat ciorăpeii. Am încercat să-i împachetez în formă de bomboană, prima oară nu mi-a reușit, am aruncat ambalajul. L-am împachetat așa mai simplu și aici sunt coșulețele. Ia uitați! Cu de toate. Acum mă pun la cadou colegii să lipesc și asta la alte două cadouri ca să fie cadou luat împreună, să știe că toate ale ei, să văd acum cum le pun la o la altă pe toate. Și cam așa arată cadou per total. Coșulețul cu de toate cadou, cel mic, șosețele le-am băgat în coșuleț acolo, pe unde am găsit loc, iar bombonica am legat-o cu sfoară verde de chestia asta de la coș. De unde am legat celofanul și acum stau toate împreună aici, bine. Da, știu, mare lucru nu se vede prea fain, n-am lumină bună, bombonica s-a strâmbat un pic. Na, atât cât se vede, așa vă arăt și eu. Totul la loc. Bravo, mami! Bravo! Ușor, așa! Bravo, mai n-ai prins degetele! Bravo! Bate palma, bravo! Ia desene! Nu vrei desene? Vrei cealaltă palmă să bați cu mine? Bravo! Bravo! Ha. Încă o dată. Unu! Unu! Hai de sus. Zici și mie, cine a făcut? Cine a scris acolo? Eu. Tu? Eu? Tu, eu! Tu ai scris. De ce ai scris acolo? Eu! Eh? Cine a scris acolo? Măi, de ce ai mâzgâlit? Ușor, ușor, nu alerga. Mulțumesc de ajutor, mame. Mulțumesc tare mult, băiatul meu, puternic. Hai, am ajuns la căsuță. Hai, hai că deschide mame ușa, hai. Mulțumesc de ajutor. Hei, surprize, surprize, am ajuns la ăla de bucătărie, pe acolo parchet, pentru la etaj. Nu am lumină bună, vă arăt așa un picuță. Culorile nu se văd prea bine, bineînțeles, nu-i nimic, am fi materiale pe aici. Tot felul de chestii, unele piste altele. Nu trebuie să mă pun să bag blatul din bucătărie în saci, pentru că mai am deșlefuit aici la tavan. Să-i dau drumul la treabă, zic. Pe acolo, cuptorul, mașina de spălat, uscătorul, nu știu, sunt multe chestii pe aici, sunt grămădite acolo, sunt cutii, o să le vedeți când o să le montăm, când o să le desfacem. Da, mămicule! Nu vrei? Fă treaba acolo sus, o să puni să fac treaba tavan, mai uitați-vă la el, mai. Asta își mută scara și vrea să fac treabă. El vrea să vorbească.
încerci să-mi explici mie ceva, dar eu nu ți-l înțeleg, mami. Te oftiși când ajungi la tavan să lucrezi, nu? Of, Doamne, mama lui tavan, deși e așa de sus pentru tine. Dai voie mama să lucreze. Nu? Nu-mi dă voie. O să zic că nu-mi dă voie să lucrez. Plec la muncă. Am luat și gentoiul ăsta mare cu cadourile pentru Secret Santa și pentru manager. Tararara, nu pot să vă arăt mare lucru, dar am dita mai sacoșoica. Cu ocazia asta am și sacoși pentru cumpărături mai mari când avem nevoie. Găsi Mihai treaba asta pe marketplace. Cum se cheamă tata asta? Walsander. Mm-hmm. În fine, de aici le fui pereții dați la drept, ceva genul. Are și sac, să strâng și praful. Thank you.
Claudiu Gălăgie, că Mihai la etaj lucrează. Tocmai ce a ajuns la frigiderul, pare super mare, nu știu ce zic, poate mai mare cutia decât el, nu știu, pare super mare. Da, mami, vrei desene? Nici m-am mâncat, Cristian, cu desene, nu-i mai place niciun desene. Ia. Hei. Da, da? Și vreau să vă mai arăt pe aici unele chestii. A ajuns și plita de la Aragaz. Mihai a fost ieri și a dat comandă de gresii la baie, că nu avea stoc. În schimb, am luat faianță. Da, se vede o culoare puricată pe telefon pentru că e întuneric. În fine, e un verzui, pal, pudră, nu știu cum să zic, deschis. Mai am mai multe cutii, nu mai știu ce a luat pe aici. Material, adeziv, nu știu ce eu ce s-a astea. În fine, eu mai luat el pe aici. Iar pe aici e mobila de bucătărie și multe alte cele care eu habar n-am și sunt.